pe la Sibiu, pe la Avric, pe acolo, prin zona aia, cum este? O să fie și ei prinși cumva în codul ăsta galben de vânt, dar e doar vânt. Mulțumim foarte mult. Avem o surpriză extraordinară în platoul Fresh Access. Celebra Olga Bălan vine în premieră cu viitorul soț, Drago Zaharia, celebrul fotograf. Îl știm așa pentru că face cele mai frumoase poze și filmulețe și mă bucur tare mult să v-am. Și Dragoș, mulțumesc că ai acceptat să vii la noi. Și eu mulțumesc. Și eu mulțumesc. Te pup și îți mulțumim din tot sufletul pentru invitație. Văd că au venit și gemenii. Sigur că am venit, că a venit și noastră, am zis cum să lipsim noi de la... Păi rândul trecut ați lipsit și mi-a părut atât de rău. Nu am întrebat întâmplător cum e vremea acolo în zona Avrigului, pentru că știu că aveți niște proiecte frumoase de promovare a României și niște filmulețe pe care mi le-ai trimis cu zona aceea superbă de care voi v-ați îndrăgostit, un proiect pe care îl faci alături de soțul tău. Și vreau să vă întreb, de ce ați ales? Aveți ceva planuri să vă mutați sau să vă faceți vreo casă de vacanță? Da. Deci vreau să spun că o prietenă de-a mea are teren acolo și ne-am dus să vedem terenul care ne-a încântat atât de tare, dar și zona, oamenii. Este foarte frumos, este ca afară. Curat, frumos, cu oameni minunați, cu o energie pozitivă și am zis aici trebuie să ne, să ne facem o cabană. Și, Dragoș, și... tu ești de aceeași părere? Da, sunt de aceeași părere. Îmi place că el, vezi de ce, faceți o echipă atât de frumoasă. El a venit în Italia pentru tine, a stat acolo, s-a acomodat. Acum gândiți la fel și simțiți la fel, asta e important, știi? Pentru că este foarte important lucrul acesta, Anisa, să știi că dacă nu mergi pe același drum, nu este ok. Și ai văzut în tot ceea ce facem, probabil și unde suntem doi artiști care tot timpul creează și sunt îndrăgostiți de artă, și acum ne-am gândit să promovăm această minunată zonă, nu? Valea Vrigului, și am promovat, după cum ai văzut, frumusețea cabanei Poiana Neamțului. O să le arătăm și noi, o să arătăm filmulețele. Palatul Bruckenthal. Exact, vreau să spun, Palatul Bruckenthal. Și Valea Zânelor. O să avem filmare și cu Palatul Bruckenthal, care este super. Se place mai mult în spatele obiectivului, Dragoș. Da, Dragoș. Da, așa este. Tu vezi frumosul din spatele camerei. El, și ni-l arăți. Are emoții, dar nu cred că... Tu trebuie să vorbești cu noi, Dragoș. Vorbesc mult eu. Așa, uite, ce imagini vedem aici? Da, aici este păstrăvăria, complexul turistic Albota și păstrăvăria Albota. Este minunat. Vreau să spun că e bine să, dragi români, mergeți cu încredere, pentru că avem o țară atât de frumoasă și unde vă puteți simți, așa cum spun și în filmare, să vă încărcați bateriile și să vă simțiți așa mai aproape de cer. Asta hai am să spus dăm tot timpul. Dar să știi că toate frumusețile astea sunt și datorită lui Dragoș, pentru că el este un artist al imaginii. Editează atât de frumos încât te face să... La ziua lui Gelu mi-a arătat câteva poze pe care le-ai făcut. Oricum eu știam, te știu pe tine, știu creațiile și așa, dar am rămas foarte impresionată de cum ai... Mulțumesc. Da, Olga e o norocoasă, îți dai seama, deci, Doamne, al tău cred că umblă numai cu aparatul. Da, sigur da, îl are pe undeva și astăzi la el, da, nu? Și da, te surprinde în cele mai frumoase postaje. Da. E normal, e normal, pentru că e pasiunea lui, așa cum și a mea este cântatul și să fiu tot timpul pe scenă. Aici este, suntem la Castelul de Lut. Spune și tu două cuvinte despre Castelul de Lut. Noi ne bucurăm foarte tare că e aici alături de tine, da, și alături de noi. Da, pentru că să știi că el și... tot timpul zice, dar nu poți tu să te duci singură, să mă lași pe mine. Ne-am dorit foarte mult să-l cunoaștem. Păi nu se poate singură pentru că el este în spate. Da, da, eu i-am spus gândită, acum, uite, nu mai poți să zici tu că nu vrei să mergi. Pentru... Dragoș, cum ai gândit imaginile? Cum ai făcut montajul ca să atragă turiștii străini? Pentru că voi promovați România, practic. Da. Cum să gândesc? Am filmat. Ai simțit, adică da, lucrurile astea nu se calculează. Da, da, exact.
Dar tu știi că eu în 2014 am făcut emisiunea, am produs și prezentat emisiunea Salutări din Sud, unde am promovat Grecia și Italia, tradiție, gastronomie și turism, în 12 episoade. Și acum cred eu, uitați, aici este Poiana Neamțului, unde există și o fermă, ferma de cerbi și ciute. Minunat, vreau să spun că este minunat. Aștept cu nerăbdare să venim cu castelul Bruckenthal, care este superb. Îl salut pe domnul care are acest castel și pe domnul de la Poiana Neamțului. Dar ăștia sunt în libertate sau? Da, de fapt este o fermă, ei au grijă de aceste animăluțe, dar vreau să spun că le dai să mănânce din mână, sunt atât de dulci, tu devii copil acolo, știi? Deci ar fi frumos să facem și noi un material să fim acolo. Vai de mine, știi că de dar mine. Tu spuneai că, îmi spuneați voi că e o zonă energetică. Da, este un punct energetic foarte important. Dragoș poate să spună de acest punct energetic. Tu vrei să-l pui în dificultate astăzi? Dragoș, ești aici la între prietenii de la Mureș. Extraordinar de bun, pentru că și asta ai și datorită munților. Deci, după aia să vezi ce îți vrea spune. De ce îmi puneai întrebări? De ce m-ai pus în dificultate? Nu, deci eu apreciez, mi se pare extraordinar că ești alături de ea și alături de noi. Nici nu trebuie să vorbești. E important că te cunoaștem și vă vedem așa în formula asta atât de frumoasă. Cred fiecare că e bun pe partea lui. O să zic că Dragoș, nu te mai filmezi, veni. Știi că o să venim cu un material care o să te încânte, dar nu numai pe tine, și pe fetița ta pe viitor. Lăsăm că pe lângă castelul Bruckenthal, care e pentru noi, doamnele și domnii, dar este un parc tematic pe Valea Zânelor, care se numește Povestea Calendarului și care, în acest parc sunt 12 căsuțe. Fiecare căsuță are povestea sa. Dragoș le-a filmat așa cu multă dragoste și o să fie, vreau să spun că editarea este superbă și e de vis. V-ați luat deja pământul acolo în zona aceea sau da, vă bate un gând? E ca și luat. Mai lipsește cabana. Dar cabana dorim... cine pui umărul la construirea ei? Cabana Dragoș tot, nu? El știe, să vă spun un secret acum. El o construiește și o filmezi. Doamnelor, să știți că e luat. Dar vreau să spun că Dragoș știe să pe lângă faptul ce drăguță. Ugătitul nu, dar este bărbat adevărat în casă. Adică modifică mobilă, face absolut totul, repară. Deci are foarte, foarte multe calități pe lângă faptul de a fi fotograf, de a fi videomaker, de a fi editor film, nu? Deci sunt fericită din punctul ăsta de vedere, pentru că înainte eu eram și pe post de bărbat în casă, înțelegi? Adică trebuia să pun un bez, mai repar câte ceva. Acum sunt... Ai scăpat. Dar el ce ne spune despre tine? Nu știu. Ia zi, ce ne spui despre noi? Dragoș, dacă te deranjează microfonul, poți să-l lași, poți să-l pui pe masă. Ce spui despre mine? Cum este Olga? Că eu vorbesc foarte frumos despre tine. Dragoș, el vorbește despre Olga în imagini. Ați văzut ce poze îi face și ce... Și ce imagine frumoasă. Da? Corect, așa. Așa că nu fiți răi. Dar care e cea mai mare calitate a Olgăi? Bunătatea sufletească. Da. Ce frumos. Mulțumesc. Și confirm, pentru că eu și Olga ne-am apropiat foarte tare încă de la prima întâlnire. Am avut așa o conexiune. Așa e. Așa este. Da. Repede, și... repede. A fost așa, pac. Dar și el are o bunătate. Nu, și el este. Păi altfel n-ar fi stat lângă mine. Tu știi că persoanele frumoase se atrag. Nu? Și atunci putem să creăm împreună lucruri frumoase și nu numai. Avem niște filmulețe la care voi ați muncit și îmi pare rău că nu le-am dat, ca să nu pierdem timp la modul să mai stăm de vorbă. Am înțeles. Dar vă mai aștept, vă așteptăm să și prezentăm în detaliu zona și perfect, fiecare filmuleț. Am zis să nu pierdem timp. Vreau să te întreb, tu ai stat în Italia, nu vă întoarceți, nu vă gândiți să promovați și Italia, poate? Da, eu am promovat în 2014 Grecia, Italia, turism, gastronomie și tradiție. În
12 episoade, 6 dedicate Greciei, 6 Italiei. A fost difuzată pe, la Televiziunea Română. Am fost în coproducție cu Televiziunea Română. Am avut un asociat minunat, Dănuț Trifescu. Te salut, Dănuț, sper să mă vezi. Păi și de ce așa târziu România? De ce n-ai pentru că nu l-avea pe Dragoș. Proiectul, de fapt, a fost Grecia, Italia, România. Dar din anumite motive și nu are rost să... să le mai amintim. S-a ajuns la concluzia că e bine să promovăm Grecia și Italia. Și România a rămas aici în sufletul meu, de aceea ne-am reîntors. Nu, serios, de ce s-a scos România din proiect? Pentru că era mai interesant, știi, ca să promovezi Grecia, Italia și nu România. Nu mai pune întrebări. Dar lasă că acum arătați voi acum ce interesant este și cât de frumoasă e România. Și asta e, pentru că noi am rămas practic răpiți așa de frumusețea României și cred eu că suntem, că avem o țară extraordinară. Unde se fac cele mai frumoase poze, Dragoș, din țara asta? Unde îți place cel mai mult? La munte, la mare, cu apusul, cu răsăritul, cu lanul de... Cred că la munte. La munte? Dar în delta, mergeți în delta. Păi o să ajungem și în delta. Urmează. Da? Să se încălzească. Poate puțin. Cine știe, vii cu noi odată, mergem împreună. Mergem și la munte, mergem. Pe băieți nu-i luăm, că vorbesc nu, pe băieți. Da. Nu, voi sunteți ocupați. Da, normal. Suntem, se ocupă unul de celălalt. Uite, s-a oferit. Mai ales că vrem poze de la Dragoș perfecte. Mă înțeles. Atunci trebuie să mergem cu toți. Eu am apreciat poza, ai făcut o poză în lanul de lavan. Și mi-a spus peripeția aia. Sau maci. În maci. Este de la videoclipul meu care este în lucru și acum. Dar de fapt ăla nu era un lan de maci. Ce era? Erau niște chestii... Greu. Greu cu maci. Cu maci. Greu cu maci. Da, atât de frumos ai făcut-o și ai editat-o și așa, că ziceai că e un lan din ăla de maci pe o întindere din aia. Dar... Normal, păi asta înseamnă editarea, nu? Unde mai trebuie, el pune culoare, pune... Explică adaug tu despre scenie. Meseria ta. Uite, îl salvăm noi pentru că am ajuns la final. Așa. Noi vă mulțumim mult că ați venit. Vezi? Și de asta spun să nu-i luăm pe ei, că ne strică distracția. Abia așteptăm să plecăm spre delta împreună. Deci să ne pregătim de acum, nu? Spre delta. Perfect. Gata. Ce a fost mai greu? A trecut Dragoș. De acum încolo o să o însoțești pe Olga permanent aici la noi, la Fresh Access, pentru mulțumim. Că și să vorbească mai mult. Da. Încet va vorbi. Deja vreau să spun că a vorbit destul de mult. Sigur, vă mulțumim mult. Ne revedem mâine în ultima ediție din această săptămână. Rămâneți pe A7 TV. Poză! Poză! Și alături de tine. Lasă microfonul, hai să facem poză.